Citirea moțiunii de cenzură trebuia să înceapă în urmă cu o oră, însă totul s-a amânat din cauza circului. Vicepreședintele deputaților Florin Roman ar fi trebuit să conducă ședința în lipsa lui Ludovic Orban, însă a fost ridicat de pe scaun și gonit din plen de George Simion, copreședintele AUR, și de încă un parlamentar al partidului. Totul în aprobările parlamentarilor USR+. Colega mea, Sorina Matei, urmărește circul din Parlament. Sorina, de ce l-au dat afară pe Florin Roman din sală? L-au evacuat, ca să spun așa, de la prezidiu, pentru că era o problemă procedurală. Lângă el era președintele Senatului, omul doi în stat, care este pe funcție și care coprezida această ședință, vorbind de doamna Anca Dragu din partea Plusului. Florin Roman era delegat de Ludovic Orban să coprezideze această ședință, dar mai mare în rang era președintele Senatului, omul doi în stat. Tocmai de aceea, pentru că domnul Florin Roman, când s-a așezat la prezidiu, a luat pur și simplu microfonul și a încercat să schimbe procedura, să modifice ordinea de zi, astfel încât să nu mai fie citită moțiunea de cenzură. Ei bine, atunci s-au apropiat de prezidiu parlamentarii AUR, George Simion în față, restul celor de la AUR în spate, și pur și simplu domnul Roman din tabăra Câțu, fost susținător al taberei Orban, s-a retras de la prezidiu. A fost cu înjurături în plenul Camerei Deputaților și Senatului. Cert este că după acest moment a mai fost comisia de anchetă cu ANR, s-a citit moțiunea de către un parlamentar al USR+, urmând ca aceasta să fie votată la o dată nu se știe când. Sorina, după citirea moțiunii, așteptăm o decizie a CCR, dar când ar putea să vină? Nu se știe deocamdată când va fi decizia CCR, dar vreau să spun, Ana, că a ieșit Dan Barna, copreședintele USR. Haideți să-l ascultăm puțin. Momentele cu Dragnea, exact de acele momente pe care România le credea depășite. Or, lucrul acesta este inadmisibil. Din fericire, lucrurile au intrat până la urmă normal. Colega mea, Anca Dragu, a putut să conducă această ședință comună a camerelor și a celor două camere. Moțiunea a fost citită. Și sper și sperăm cu toții ca normalitatea, ca respectarea literei Constituției să devină o realitate și marți să avem votul pe această moțiune de cenzură. În mod evident, președintele trebuie să conducă această ședință. Eu eram președinte, domnul vicepreședinte nu putea conduce această ședință. Cum apreciați atitudinea domnului Roman? Pur și simplu la chiar nu m-am așteptat la o asemenea încercare de preluare a puterii. Este ceva de neimaginat să se întâmple în Parlament. Dacă ați remarcat, dumnealui se ținea de microfon. Efectiv, au venit chestorii, au venit colegii. Nu mă așteptam să vedem așa ceva. De fapt, care este miza? Plângere penală și vă cere demisia din funcția de președinte a Senatului. Sigur că dar are decât să amenințe cu ce vrea dumnealui. Nu. Este liber să facă ce amenințări dorește. Totuși, îi aduc aminte domnului Roman că există și un cod penal în România, ce să zic. Domnule Barna, deci astăzi au fost demiși toți secretarii de stat și prefecții USR din guvern. Cum vedeți acest gest făcut de Florin Căciu? Este un gest profund contradictoriu cu mesajele false transmise, de altfel, în care domnul premier Câțu făcea apel la înțelegere, era aproape ca în glumele acelea caragioase în care vă invit la înțelegere, îi dau afară pe colegii dumneavoastră. Nu e nimic de spus, e foarte clar, fiecare gest, fiecare declarație, am văzut aseară o ploaie de minciuni absolut fabuloase, arată că acest guvern nu mai poate să continue, arată că decizia USR+,
de a nu mai susține pe Florin Câțu în fruntea guvernului este una corectă, este una morală și responsabilă pentru România. Și, de fapt, este poziția pe care o să continuăm să o avem. Mai sperați la o mediere a președintelui Klaus Iohannis, domnul Pan? Am spus despre ședința de astăzi, a adus, din păcate, aminte de vremuri pe care le credeam depășite din istoria parlamentarismului românesc. Sper că regulile vor redeveni și vor fi respectate. Am înțeles și că din discuția biroului permanent, am înțeles și că semnăturile nu sunt valabile înainte de congres, dar după congres devin valabile și sunt în bună stare. E un lucru important, o să-l avem în vedere pe viitor. Mai sperați la medierea președintelui, că președintele a dat o declarație și a spus că e un guvern ok, funcțional. Soluția este, am prezentat-o și eu președintelui în întâlnirea pe care am avut-o, un nou premier și această coaliție poate să funcționeze, singura variantă pentru SR Plus prin care această coaliție poate să meargă mai departe. Bine, premierul a și spus că viteza campaniei de vaccinare pe care o conduce este sabotată de USR Plus, adică sunt multe lucruri pe care premierul le-a spus fără să aibă vreo legătură cu realitatea. Nu. Cum să vă răspund la o glumă cu altă glumă? Singurii și au fost momente pe care le știți foarte bine. Suntem singurii care am susținut pe toată perioada ei campania de vaccinare, chiar și în momentele în care premierul s-a pierdut în peisaj, în momentul în care a văzut că țintele pe care singur și le-a asumat nu a putut să le realizeze. Deci nu cred că este un român în această țară care să se îndoiască de dedicația USR Plus pentru vaccinare și pentru campania de vaccinare. Suntem singurul partid care are și congresul și comitetul politic doar cu membrii vaccinați, tocmai pentru a fi foarte clar acest mesaj. L-a șantajat pe Florin Câțu, domnul Barna, l-a șantajat cu Siju? Aici este o altă chestiune. Prioritățile PNL sunt obiective politice. Prioritățile USR Plus sunt șantaj. Este o întrebare de minimă logică în cum poate să fie un obiectiv politic al coaliției, cum poate să fie etichetat drept șantaj. Evident că nu e vorba de niciun șantaj. Evident că este vorba despre un și o altă minciună spusă ieri și vreau să fiu foarte clar aici. Ideea că USR Plus ar fi fost total de acord cu programul Anghel Salini nu este una reală. De la bun început am spus că avem amendamente, că nu vrem ca acest program să continue să risipească banii așa cum a făcut primele două. Niciunul din aceste amendamente, și accentuez, niciunul din amendamentele USR Plus nu se regăsesc în forma adoptată. Ceea ce spune premierul că acestea au fost preluate este un alt neadevăr printre multele aruncate în spațiu public. Mai puteți ajunge să se dezbată și să se voteze moțiunea marți, dacă s-a discutat deja despre acea amânare în biroul de permanente rând. Cum se mai poate? Președinții celor două camere au datoria să respecte Constituția. Nu există nimic în statul român deasupra normelor constituționale, ori tocmai moțiunea de cenzură este explicit reglementată în Constituție. Deci este datoria lor, din punctul nostru de vedere, să aducă această moțiune în plenul reunit și să fie votată. Reuri săptămâna viitoare, tocmai prin acest sens, pentru a se fixa un calendar. Acesta ar fi obiectiv. Vorbesc de normalitate în Parlament.